Salut și bine venit! Hai să discutăm despre rabele resuscitate, dacă merită să le repari sau să le duci direct la fier vechi. Ai văzut că există numeroase emisiuni la televizor în care oamenii readuc la viață niște rable, le redau strălucirea, le repară, vopsesc și aduc într-o stare de funcționare foarte bună. Nu compara acea situație din acele show-uri TV, pentru că situația din America, Germania, Anglia sau alte țări europene față de România diferă foarte mult. Dacă acolo există piețe de oameni pasionați în care vin la licitații să liciteze pentru mașini vechi, clasice, care nu prea mai sunt acum pe străzi, în România nu se găsește așa ceva. Extrem de greu voi mai reuși să vinzi o mașină foarte veche în care ai băgat mulți bani, să mai recuperezi acei bani, să ai și un anumit profit. Din punct de vedere financiar este un fiasco total. Dar dacă ești pasionat, nu ai ce face cu banii, îți place să meșterești printre fiare, poți să te apuci fără probleme să inițiezi și tu un asemenea proiect. Dacă în acele show-uri TV banii sunt proveniți de la acea televiziune, sponsorizări, reclame, dar tu ca privat nu vei avea niciodată șansa să te sponsorizeze cineva să-ți repari mașina. Pentru a vedea dacă merită sau nu merită să mai repari mașina ta, care este foarte veche, trebuie să faci un calcul extrem de simplu. Există oameni în România care au băgat în 10.000 de kilometri 8.000 de euro mașini. Ca să bagi acei bani într-o mașină doar în reparații, reprezintă o sumă extrem de mare și niciodată nu o să mai recuperezi acei bani. Alte semne care îți dau de gândit că mașina nu mai trebuie reparată sunt caroseria perforată de rugină, are componente foarte scumpe, precum motorul, cutia de viteze, compromise, fiind nevoie de altele noi, iar prețul acelui motor și cutii de viteze este extrem de ridicat, poate chiar depășește valoarea de piață a mașinii tale second hand în acea perioadă, așa că nu merită să te mai gândești la alte reparații. O mașină în care a intrat sudură și kit nu mai este mașină. Acea mașină este doar să zici că ai mașină, dar nu mai este o mașină de încredere, având o siguranță rutieră mult scăzută față de standardul la care a fost construită acea mașină. Au existat mai multe teste și experimente cu mașini, același model, aceeași motorizare, aceiași ani, una era plină de rugină sudată, iar cealaltă cu caroseria intactă, fără rugină, fără kit. Acele mașini testate de Euro NCAP, în loc să mai obțină 5 stele cât au obținut modelele atunci când au fost noi, de-abia mai obțineau 1,5 stele. Modelul care era plin de rugină și de kit era o bombă pe roți. Mașina pur și simplu se dezmembra la viteze de până în 70 de km la oră. Ai putea zice, eu sunt șofer atent, nu o să am parte de niciun accident, sunt atent. Dar dacă te lovește vreun prost vreodată, ce ai de făcut? Atunci a depins foarte tare de ce mașină ai și cât de solidă este mașina ta. Dacă ai o coptură plină de rugină și de kit și ai și mult ghinion în care ești lovit de altcineva, trebuie să ai mare noroc ca să scăpi cu viața. Există mașini foarte vechi, dar care au niște caroserii extrem de solide care nu au nevoie niciodată de intervenții. Bineînțeles, care nu au fost lovite. Unul dintre aceste exemple este Audi A8, care are caroserie de aluminiu încă începând de la prima generație până în prezent. La genul ăsta de mașini nu o să ai probleme cu rugina sau oxidarea, dar trebuie să fii atent la partea mecanică. Însă dacă ai un model extrem de vechi, poți să găsești acele piese la dezmembrări la un preț foarte bun. Bineînțeles, acea mașină o ții pentru tine, nu o să ai profit la vânzare. O mașină merită reparată pentru a fi revândută doar când îți iese măcar 3-400 de euro câștig la acea mașină. Nu compara mașinile normale cu mașinile de colecție, modele de excepție, foarte rare, extrem de căutate de pasionat. În modele extrem de populare ce s-au fabricat în sute de mii de exemplare sau milioane, ce sens are să te mai bagi banii în acea mașină? Oricând poți să găsești altă mașină, mult mai bună sau de la care poți împrumuta diverse piese. Colecționarii și pasionații care au foarte mulți bani vor prefera să-și cumpere o mașină restaurată sau vor cumpăra una în care vor investi ei bani și se vor ocupa de reparația, repunerea ei în funcțiune. Nu știu câți dintre voi îl știu pe Jay Leno, acel miliardar excentric. Omul ăla chiar nu are ce face cu banii și îi bagă în sute de mașini din diverse perioade, modele, având acolo un muzeu auto. Rare ori colecționarii de mașini o să aibă modele banale, comune, pentru că ei le cumpără tot cu speranța ca vreodată să obțină un profit pe ele. Mașinile de colecție speciale, modele rare, sunt precum tablourile. Valoarea lor crește în timp, nu scade precum la restul mașinilor. Cele mai scumpe mașini vechi, restaurate, mașini clasice s-au vândut cu peste 30 de milioane de euro, dar acele mașini erau modele extrem de rare care le vedeai doar
în situații excepționale pe străzi. Nu era plin de ele pe toate străzile. Mărcile exotice precum Bugatti, Koenigsegg, Pagani și alte mașini extrem de scumpe sunt mai scumpe second hand decât au fost noi. Pentru că ele sunt super căutate de miliardarii lumii și sunt dispuși să plătească prețuri exorbitante fără să mă uite la bani. Știu mai multe cazuri de oameni ce au băgat zeci de mii de euro în restaurare și reparație de mașini, dar în momentul în care au decis să le vândă, nu și-au scos nici măcar jumătate din banii investiți. Să bagi 15-20 de mii de euro într-o mașină și să vinzi acea mașină cu maxim 15 mii de euro este o afacere extrem de păgubasă. Atunci când mașina ta îți consumă mai mulți bani cu reparațiile decât ai plătit pe combustibil, trebuie să-ți dea de gândit că acea mașină nu mai merită ținută și trebuie să o vinzi. Am văzut recent cazul unui om ce a băgat 50.000 de euro într-un Subaru. A cumpărat un Subaru Impreza puțin avariată, bolnavă, cu 20.000 de euro. A mai investit 30.000 de euro reparând caroseria, punând alt motor, altă cutie de viteze, ambreiaj de curse, a tunat și modificat ceva la mașină să fie cât mai sport, exact ca cele de raliu, dar când a pus-o la vânzare, nu a mai putut să vândă mașina decât cu 18.500 de euro după un an de zile în care a stat parcată în garaj. De-abia după un an de zile a reușit să vândă mașina. Mecanicii, tinichigii și cei care au reparat mașina au zis: lasă, bagă bani în ea, bagă bani că o să scoți, să vezi ce profit ai când vinzi mașina asta, că este super căutată, la mulți le place. Dar când a văzut-o cât potențial clienți atrage și cât sunt dispuși oamenii să plătească pentru ea în România, a rămas cu un gust amar. A zis că niciodată nu o să mai investească atât de mulți bani într-o mașină, mai ales ca să o vândă în România. Dacă ai o mașină de colecție deosebită, model rar, nu merită să o pui la vânzare în România, du-te cu ea la o licitație în afara țării, la un târg auto din străinătate, ai mai multe șanse să o vinzi acolo la un preț mai bun. Acum cred că ai o idee generală dacă mai merită să mai investești în mașina ta, dacă se câștigă din rable resuscitate și cât de mult să merită să investești în mașini. Pentru orice alte informații, mă poți contacta în privat pentru a discuta cazul tău. Dacă mai merită să bagi banii în mașina ta sau nu. Pe acest clip sunt doar recomandări generale, pentru că recomandările speciale le dau doar în particular la fiecare caz în parte, pentru că nu știu eu ce mașină ai tu sau câți bani ai băgat în ea și multe alte detalii despre cazul tău. Mulțumesc de vizionare, drumuri bune și foarte mare atenție la condus. Pe curând!